Steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. 14 decembrie, mai avem un pic și vine Crăciunul, vine Revelionul, evident că s-a prelungit starea de alertă, așa că nu vă bucurați foarte tare, veți face Crăciunul și Revelionul în familie. Până atunci să spunem că România încă este în chinurile facerii, nu ale facerii de alt tip, ci ale facerii guvernului. Astăzi vor avea loc întâlnirile de la Cotroceni, ale partidelor politice, reprezentanților partidelor politice cu președintele Iohannis și vom vedea ce se va întâmpla după aceea. Poate vom avea guvern până la sfârșitul anului. O veste tristă pentru nemțeni. A fost răpus de COVID și alte boli pe care le avea domnul doctor Iosef Kezeki, șeful colegilor medicilor și colegiului medicilor și un chirurg care timp de aproape 40 de ani, dacă nu poate chiar 40 de ani, și-a desfășurat activitatea în zona spitalului Piatra Neamț. Astea sunt, ca să spunem așa, elementele introductive ale emisiunii de astăzi, dar astăzi vom vorbi despre Piatra Neamț, despre municipiul Piatra Neamț, cu primarul orașului, domnul Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație la această cafea. Plăcerea este de partea noastră să bem cafea. Vreau să spun că va fi una dintre ultimele emisiuni din anul acesta. Nu vom mai interveni decât dacă vor fi lucruri deosebite, pentru că trebuie să mai iau o pauză și oamenii. Cu toții avem nevoie și noi. Momente. Domnul primar, vă propun o discuție, hai să spun așa, liberă și fără să folosim foarte mult corectitudinea politică în discuție. Dincolo de faptul că uneori am și această obligație, știu că sunt deschis. Știu, dar tocmai de asta zic. Să trecem un pic de formalismele astea. De exemplu, eu aș vrea să se pot pronunța cuvântul negru fără să se supere nimeni. Și alb, pentru că așa e normal. Deci, haideți să discutăm în alb și negru despre Piatra Neamț, primăria Piatra Neamț. Și nuanțe acolo unde e cazul. Unde e cazul, putem bineînțeles. Nega. Păi noi nu negăm nicio nuanță intermediară. Alții sunt care nu neagă nuanțele. Bun. Au trecut cât? 2 luni? 6 săptămâni. 6 săptămâni de când ați preluat primăria Piatra Neamț. Nu v-am deranjat foarte tare în perioada asta. Eu mi-am luat așa, ca să zic, un angajament să nu deranjăm foarte tare perioada de preluare, pentru că, spre deosebire de alții, chiar știm ce înseamnă o perioadă de genul acesta. Dar, după 6 săptămâni, consider că primarul nou al municipiului Piatra Neamț a văzut care sunt problemele și poate să ne spună acum, domnule, astea-s albe, astea-s negre și avem o zonă de gri. Era să spun căcăniu, dar nu mă... Deci avem o zonă de gri destul de mare. Deci, cum e? Sunt toate nuanțele, aveți dreptate. Iar eu m-am străduit momentan să le scot în față pe cele albe, pentru că una dintre misiunile pe care mi-asum este recâștigarea încrederii populației. Și asta nu se face doar bălăcărind și acuzând și aruncând și acuzând greaua moștenire. Eram foarte întemeiat să o fac, aveam toate argumentele să o fac, dar am zis pe cine ajută. Pe mine să-mi fac treaba mai bine, nu? Dimpotrivă, îmi canalizează atenția și grija de a comunica anumite lucruri rele. Echipa din primărie n-ar fi fost ajutată deloc de o astfel de atitudine. Am căutat să am acea abordare care să-i ajute pe noii mei colegi să înțeleagă că vin pe construcție, vin să promovez acei oameni care într-adevăr performează.
și am mers pe principiul laudă în public, critică în privat. Asta am făcut-o, prin urmare, partea asta de componentă gri și neagră au rămas cumva mai puțin vizibile, pentru că nu e cazul. O comunitate, o societate se construiește pe elemente pozitive. Prea mult am mers pe principiile stricării a tot ceea ce a făcut predecesorul, iar eu asta nu vreau să fac. Bun, eu nu vreau să stricați ce a făcut predecesorul. Eu vreau să construiți pe ce a făcut predecesorul, dacă găsiți pe ce să construiți. Unul la mână. Și pe mine mă interesează dacă ați găsit pe ce să construiți. Și doi, este corect și cinstit față de mine, alegători și toată lumea, acolo unde sunt probleme care s-au făcut pe banii publici, să le știm și noi. Adică asta nu înseamnă că aruncăm cu pietre în predecesori. Nu. Asta spunem. Aici s-au cheltuit bani publici. Și cred că asta nu este o opțiune. Asta este o datorie. V-am văzut într-o emisiune în care a spus: i-am cerut demisia șefului poliției locale. Am zis ok, am și dat atunci, imediat. Ok. Știm pentru ce i s-a cerut demisia. Cei care vor să știe, știm pentru ce i s-a cerut demisia. Este o atitudine pe care am apreciat-o. Dar probabil că mai sunt și altele. Ele trebuie cunoscute, nu dat cu piatra, pur și simplu cunoscute. De exemplu, în acest moment, foarte multă lume, și există o presiune la adresa noastră, este să întrebăm ce se întâmplă cu prejudiciile care trebuie recuperate de primăria Piatra Neamț de la terți, persoane, societăți, etc. Nu știu dacă ați fost informat cu privire la ele. Bineînțeles, am solicitat lista tuturor debitorilor către primăria municipiului, către bugetul local și toate hotărârile din instanță din ultimii 4 ani. Situația, într-adevăr, este, așa cum a fost și prevenit, sunt foarte multe datorii de recuperat de la terți. V-am spus și ce șanse sunt? Asta e, că la asta nu știu cum să formulez ca să fiu pe de o parte și politically corect și rezonabil și în realist în același timp. Șansele de a recupera din aceste datorii, mai ales din partea sau de la datornicii foarte mari, șansele sunt minime. Nu știu de ce se întâmplă asta, să ajungem să avem debitori atât de mari și să nu mai putem recupera aproape nimic de la ei. Însă ceea ce mă doare și mai tare este că primăria municipiului Piatra Neamț are o datorie istorică extraordinară, o datorie de care noi nu putem scăpa la fel de ușor. Asta mi se pare. Păi aici este problema. Ironia sorții, ca să... Ne-am chinuit să plătim datoriile, punct și virgulă, căutăm soluții, facem un alt credit, reeșalonăm, să plătim mai puțin, dar cu dobânzi. Deci luăm un alt credit, plătim mai puțin, dar reeșalonăm, dar dobânzile se duc. Pentru că într-adevăr plătești mai puțin, dar plătești dobânzi substanțiale. Pe de altă parte, avem debitori, nu, că parcă așa se cheamă, nu? Da, debitori. Pe care nu i-a deranjat aproape nimeni 4 ani decât formal. Adică s-au făcut lucrurile formal. Hai să trimitem o adresă, hai să dăm în instanță și mai vedem noi. Aici cred... Eu nu vreau să luăm gâtul, că debitorul, să știți, că stă bine liniștit, n-are nicio treabă. Da. Dar cine a acceptat formalismul sau a promovat formalismul, cred că nu merită să aibă o bilă albă. Da, încă evaluez cum s-a ajuns aici și pe cine ar trebui să întreb mai întâi ca să vedem ce se poate repara din situația asta. Că primul apel este acela de, domnule, până acum ți-ai făcut treaba cum ai putut. Dacă rezolvi problema cât mai repede, se... Da, numai să nu se perpetueze alte lucruri. Asta. Că știți cum e, năravul din fire, e cam greu să-l
Domnul primar, în afară de aceste lucruri care vin din trecut, avem situația la zi a orașului. Ați avut o ieșire într-o zi și ați spus, nu-i normal să fie înjurat primarul pentru ce nu fac constructorii sau cei care se ocupă. Cei contractați de primărie? Ba da, sigur. Și asta am făcut din prima zi de mandat. Am inspectat toate lucrările care se fac pe contracte... Pe contractele primăriei. Pe contractele primăriei. Și ni s-a întâmplat să găsim o asfaltare care nu era în parametrii ceruți, motiv pentru care am cerut constructorului să radă ceea ce a asfaltat în acea zi și să pună asfaltul la parametrii și condițiile din proiect. Un constructor aflat în slujba publicului. Bineînțeles. Ca să fac trimitere la numele societății, nu? Nu am să fac nicio trimitere. Nu, fac eu. Mergem pe principiu. Un constructor aflat în slujba publicului, adică în serviciu publicului. Bun. A făcut-o pe banii lui, nu? Bineînțeles. Pe banii lui. Numai că banii lui... Dar banii lui erau mai ieftini dacă l-am pus să facă, să remedieze o problemă care s-a întâmplat într-o singură zi, decât dacă s-ar fi întâmplat să-i cer la finalul contractului, la finalul execuției. Am înțeles. Numai problema este, mai bine, problema este, și nu știu dacă e așa, dacă e o societate a primăriei, nu sunt banii lui. Nu era o societate a primăriei. Atunci e bine dacă nu e o societate a primăriei. Bun. Sunt locuri în oraș în care asemenea lucrări există. În general, în zona aceea unde se schimbă conducte, se schimbă țevi, ce s-or mai schimba. Care este soluția? Pentru că degeaba spuneți dumneavoastră, domne, îi vom urmări. Dacă îi urmăriți, numai nu se întâmplă nimic. Vor fi bucuroși să fie dați în poză. Nu e vorba doar de urmări. Eu cred că adesea astfel de situații pot fi rezolvate în primul rând prin comunicare. Iar asta am și făcut. Am luat legătura cu responsabilul acțiunii sau execuției și l-am rugat să înțeleagă că este vorba despre un disconfort pe care îl aduc cetățenilor orașului și să încercăm să urmărim remedierea cât mai urgentă a lucrărilor. Și ne referim aici la două situații. Cea din fața magazinului Orion, în Dărmănești, și situația de pe privighetorii. Da. Primesc tot felul de mesaje, dar vom discuta despre mai ele. Mai mult decât a comunica, momentan nu pot să fac nimic. Există, evident, și partea pe care o fac colegii mei din primărie, de la biroul de investiții aici și gospodărie comunală. Aici vreau să ajungem. Aici cred că eu, de exemplu, pe Ștefan cel Mare, în dreptul casei, cum se cheamă, Clubul Copiilor acum, sau cum s-o chema el, este tot așa, o groapă acoperită cu tot felul de chestii. Dacă nu știi, îți iei adio de la cauciucuri. Băieții ăștia care lucrează la sensul giratoriu de la viitorul Kaufland Junior, da? Mă duc eu la caserie să plătesc reclamă. Și acolo este un haloimăs. Cine circulă pe centură, pe sensul spre Bicaz, are o mare problemă. Și dinspre Bicaz. Și dinspre Bicaz sunt rămase lucruri. Deci, băieții ăștia chiar nu pot fi, măcar să semnalizeze. Măcar să semnalizeze că este lucrare. Chiar nu pot fi disciplinați. Adică nu există cineva, un compartiment în primărie, care să ducă peste ei, mai ales că e o circulație infernală acum. Nu înțeleg, efectiv nu pot pricepe. Facem asta. Ideea este că oamenii își schimbă greu comportamentele. Și până să reușim să arătăm fermitate și intransigență, trebuie să abordăm calea, domnule, cu vorba bună. Unde nu se poate cu vorba bună, mergem mai departe cu tot ce ne permite legea să facem pentru a condiționa, pentru a impune respectarea unor reguli. Da, primim tot felul de mesaje. Și noi discutam când ați intrat, chiar eram într-o discuție cu colegii, apropo de sensuri giratorii. Domnul Dumitriu mă roagă să vă întreb, apropo de sensul giratoriu de la intrarea dinspre Bacău, proaspăt constituit, unde, spune el, au avut loc deja două accidente, pentru că ar fi neiluminat
și proiectarea ar da de gândit. Nu mă pricep, vă rog să... La proiectare nici eu. De luminat, și aici fac un apel la Pietreni, să compare cât mai obiectiv sensul legislatorii din Piatra Neamț. Din punctul meu de vedere, analizând situația, remarc că sensul legislatorii din, de pe strada General Nicolae Dăsculescu, intersecție cu strada Dumbravei, este cel mai bine semnalizat din oraș și este cel mai bine luminat din oraș. Pun aceste două accidente care au avut loc în acest sens giratoriu pe seama faptului că oamenii încă nu s-au obișnuit cu acest sens giratoriu și acest lucru și viteza cu care se circulă încă pe acolo îmi arată, îmi validează ideea cât de important și urgent era acest sens giratoriu pentru oraș. Asta nu se discută. Haideți să spunem clar. Acolo nu se discută, trebuia făcut un sens giratoriu pentru că așa era situația cu acea zonă, cu societățile. Problema care se pune și pe care o ridică oamenii este aceea. Dom'le, s-a făcut sensul giratoriu, ok, haide să-i facem semnalizare și tot ce înseamnă ca oamenii, până se obișnuiesc, să nu fie puși în pericol. Și aici este problema. În mijlocul acelui sens giratoriu, probabil că vor urma și niște panouri, ceva. Bineînțeles. Astăzi, iar presemnalizarea trebuie să existe obligatoriu. Astăzi vom comanda și indicatoare luminase pentru a semnaliza cu lumina intermitentă sensul giratoriu de acolo. E o soluție pe care proiectantul nu a considerat-o necesară, însă văzând ce se întâmplă, am luat această decizie. Și asta este o problemă cu proiectanții în ziua de astăzi. La lucrări publice, poate ei ar trebui să vină cu soluțiile și soluțiile să fie discutate într-un cer mai larg după aceea. Bun. Pentru eu zic că singura problemă, dacă există vreuna acestui sens giratoriu, este partea de semnalizare, presemnalizare. În rest, sensul giratoriu, eu zic că este proiectat foarte bine, răspunde tuturor cerințelor. Aici cred că e cea mai mare problemă. Semnalizarea și presemnalizarea. Poate și lumina, nu-mi dau seama că n-am fost noaptea pe acolo. Dar asta e foarte important. După cum la gară, nu știu, dacă vreți facem o acțiune cetățenească și mergem noi să presemnalizăm gropile de acolo, nu cred că dă bine pentru constructor dacă facem noi treaba asta. Până la urmă nu e important să dea bine pentru constructor, important este să înțeleagă și constructorul că are de respectat anumite reguli pe care și poliția rutieră le cere și le impune. Exact. Ne spune o doamnă care are un umor deosebit în toate postările pe care le face, și că să-mi fie cu iertare, dar asta cu comunicarea mă duce cu gândul la următoarea situație. Apropo de comunicarea cu ăștia de pe străzi. Domnule doctor, după ce îmi scoateți colicistul, vă rog frumos să închideți operația, vă rog, se poate? Că eu știu că treburile astea se fac pe baza unor contracte. Da, dar dacă nu are primăria aceste contracte direct, nu prea avem noi partea de a urmări derularea acelui contract. Am înțeles. Deci asta, vi se ridică mingea la fileu. Haideți ceva, faceți ceva cu marcaje rutiere în Piatra Neamț. Pentru că sunt foarte sezonul multe... rece nu putem face marcaje rutiere. De la sine înțeles, nu o să prindă vopseaua. Nu, dar sunt niște domni care lucrează pe la diverse instituții de municipiu, nu de stat, care, de exemplu, dacă văd un marcaj pe un stâlp și în fața lui sunt crengi de copac, pot să facă ca să vadă șoferul semnul de circulație. Da, oamenii... este una dintre problemele generalizate în România. Și evident că am această atenție. Însă sunt lucruri care se fac pas cu pas. Și aici mă bazez și pe o deschidere foarte bună pe care... Am promis-o față de poliția rutieră, pentru că siguranța și implicit siguranța rutieră este una dintre problemele principale pe care trebuie să le avem în vedere. Domnul, vă rog. Legat de sensul giratoriu, pentru că îmi dau seama că am primit și eu diverse semnare și sunt convins că și dumneavoastră ați sesizat. Vreau să fac o mențiune legată de calitatea asfaltului acolo. Lucrările
la sensul giratoriu au fost demarate pe data de 29, pe data de 29 octombrie a semnat ordinul de începere a lucrărilor. Pe data de 1 noiembrie au demarat lucrările. Pe data de 9 decembrie, conform calendarului discutat cu constructorul, era momentul în care se putea face asfaltarea. Și aveam de ales între a face, a pune covorul asfaltic final sau a nu-l pune. Având în vedere că drumul era deja destul de afectat de gropi, de lucrările de acolo și așa mai departe, am luat decizia de a pune asfaltul respectiv, de a încerca să facă lucrarea cât se poate de bine. Erau 7 grade afară, adică temperatura nu ne garanta că asfaltul acela va prinde și va rezista. Oricum e mult mai bun decât cei în jur, ca să vorbim cinstit. Asta e mai bun decât cei în jur. Și oamenii chiar s-a lucrat cu maximă seriozitate și mulțumesc pe această cale constructorului pentru felul în care a răspuns aceste cerințe, pentru că efectiv a înțeles că este posibil să fie o lucrare pe care va trebui să o refacă în primăvară. Motiv pentru care am și avut o discuție săptămâna trecută, imediat după ce s-au rupt primele bucăți din noul asfalt. În martie, imediat ce vremea va permite preluarea lucrărilor, se va turna din nou covor asfaltic acolo pe cheltuiala exclusivă a constructorului. Domnul primar, știu că trebuie să plecați la și un sfert, deci de aceea facem un pic de bombardament. Orașul, va trebui să facem o emisiune mai lungă și să luăm problemele bucățică cu bucățică, pentru că așa putem merge înainte. Deci, oamenii mă întreabă lucruri concrete. Când orașul va rezolva problema cu gunoiul? Avem pubele noi, dar camerele video din jurul pubelelor sunt sau nu sunt pornite? Noi nu am pornite și am să vă spun de ce. Nu sunt pornite. Abia au fost conectate. Așa a fost prevăzută lucrarea. Domnule, montăm camerele ca să fie acolo. Ideea este că s-a gândit la finalitate. Și adică e ca o chestie din aia. Suntem, participăm, adică suntem acolo, dar nu participăm. Știți, era bancul ăla celebru. Acest lucru se va rezolva rapid. Acum camerele sunt conectate, trebuie să cumpărăm și televizoare pentru monitoare. Pentru adică nu s-au cumpărat. Nu s-a prevăzut asta. Să ies să spun public lucrurile acestea, pe cine ajută? Păi ne ajută pe noi și pe cetățenii care, uitați, îmi spun, e tot mai multă mizerie în jurul containerelor și nimeni nu e tras la răspundere. Această problemă se va rezolva foarte rapid. Însă vreau să fac apel și la oameni, pentru că cei care observă, să facă o poză, să ne trimită rapid. Vă facem noi, să știți că vă vom ajuta. Trimitem poliția locală, cu Brandnerul, vorbesc aproape zilnic. M-am văzut de 4 ori până acum, de la începutul mandatului. Astăzi mă văd din nou cu conducerea Brandner, tocmai pentru că sunt extrem de interesat să facem din orașul acesta curat. Este un angajament pe care mi l-am asumat din campania electorală și un angajament la care nu voi renunța toată viața mea. Vedeți, uite, deja primesc feedback la problema asta. Dă-ne. Dacă știm că avem camere și nu avem monitoare, de ce nimeni n-a spus? De ce n-a spus? Nu sunt monitoare, doamne. Se cumpără. Am demarat deja procedura de achiziție pentru cele 5 monitoare care să ne ajută să monitorizăm cele 78 de camere. Am înțeles. Camerele au fost conectate, acum urmează să avem și monitoarele și vom face urmărirea acestor pline de gunoi. Uitați, un alt domn, domnul Mihai Ursache. Și ceea ce vreau să spun este că cei care lasă gunoiul în fața pubelelor nu vor rămâne nesancționați. Pentru că este nedemn pentru orașul nostru să avem pubelele, având în vedere că avem totuși unul dintre serviciile de salubritate care sunt performante din țară. Trebuie să ne uităm, comparând lucrurile, vom constata că la noi se poate mai bine dacă reușim să facem împreună acest efort colectiv de a ne ține orașul curat. Domnul Mihai Ursache are o părere despre asfaltul din toate sensurile generatorii, nu numai din asta, că este de proastă calitate, dar ridic o problemă. Pe când camere de supraveghere în sensurile generatorii, poliția ar face bani frumoși, spune dânsul, dacă acestea ar funcționa, peste 50% din șoferi ar rămâne fără carne și fără bani de buzunar. Nu cred că asta e ideea, dar ideea de cameră în sensul giratoriu nu este foarte
greșită, după părerea mea. E foarte bună. Acum nu are sens să mergem să facem astfel de investiție pe buget local, pentru că, începând din ianuarie anul viitor, va intra în execuție un proiect care va ajuta foarte mult pe ceea ce înseamnă managementul traficului și, monitorizarea traficului. Și vom avea camere de luat vederi în fiecare intersecție și, mai mult decât atât, vor fi semafoare inteligente, va fi un sistem de telegestiune a traficului care să se va sincroniza dinamic și va sincroniza dinamic toate punctele de intersecție din oraș. Deci vom avea supraveghere video bună. Eu sper să avem și fluență cu noul proiect al traficului. Chiar dacă va fi nevoie de o perioadă în care oamenii să învețe, să se adapteze, știți, orice schimbare, oricât de bună ar fi, chiar și la primărie. Vine cu foarte multă reticență, pentru că sunt oameni care nu vor să-și iasă din zona de confort. Dacă ei așa s-au obișnuit, vor să schimbare. Dacă de mii de ani pentru ei negru a fost negru și alb a fost alb, acum nu mai au ce face. Da, așa este. Suntem întrebați. Apropo, deci tot vin întrebări. Apropo de datoriile orașului, că am amintit de un credit, da? Care ar putea să facă. Ce soluții ați discutat? Că ați fost la București. Ați discutat apropo de soluții pentru finanțare, cumva, pentru a acoperi o parte din datorii. Deci, în momentul de față, la 15 ani de la contractarea primului credit, municipalitatea are de achitat încă 180 de milioane de lei. Adică aproape bugetul. 70% din bugetul pe un an de zile al întregului oraș. Mai ales în contextul în care trebuie să asigurăm implementarea a mai multor proiecte cu fonduri nerambursabile, adică să venim cu asigurarea lichidităților, banilor pentru execuția lucrărilor înaintea de conturilor. Asta este o provocare extrem de mare. Cu atât mai mult, cu cât ratele cresc. Până în 2025, în fiecare an, deci vom plăti cam cu 100 de mii de lei pe lună, mai mult decât astăzi. Ceea ce ne pune... O negociere bună s-a făcut. Extraordinară. Deci o negociere foarte... Eu nu vorbesc aici cum s-au făcut datoriile, că asta este o altă poveste. Care nu ține puteți neapărat să vorbiți, de... dar să știți că în această discuție mă voi implica foarte puțin. Știu, pentru că nu-i treaba dumneavoastră. Sunt foarte supărat pentru situația în care se află municipiul. Asta este problema care ne ține... pe loc. Exact. Asta ne blochează cel mai mult. Ne limităm tot timpul când să demarăm o investiție, dar mai avem din ce plăti ratele. Adică e ca într-o familie, când... ai pus, nu știu, ai făcut credit pentru a cumpăra ghete copilului la 2 ani, ca să fie ghete mai, nu știu, ele iei pentru 4 ani, da. Și să zicem, poate pentru gard, ca să fie așa, chestii acum, care nu eu aș vrea să vă spun că acum e ca într-o familie. Când s-au făcut datoriile, era ca într-o familie. Știți? Ca într-o familie. Da. Acum e ca într-o familie la plată. La plată, deci da, la plată suntem ca într-o familie. L-a făcut... Lăsați-mă, vă rog, să termin această comparație. Deci dacă vorbeam mai întâi de creditul făcut pentru ghete și gard, lucruri care nu au neapărat nu generează valoare, acum când să trimitem copilul la școală și poate am fi fost îndreptățit să îi luăm, nu știu, să îi asigurăm studiile, să facem ceva pentru viitorul lui, acum noi ne trimitem copilul la școală cu căruța, pentru că vedeți și dumneavoastră, anual pleacă din oraș aproape 2000 de oameni și cam 1300 dintre ei sunt tineri care și-au terminat liceul și își caută fie o facultate mai bună, fie un loc de muncă mai bun în străinătate. Și noi nu suntem în stare să... efectiv, acum trebuie să mergem să cerem de la guvern ajutor pentru aici pentru este. În această situație. În fiecare an, guvernul la sfârșit de an mai dădea ceva. În anul ăsta, când e deficitul cât e, poate ai cu două cifre, vom vedea,
Doamne ferește, sperăm să nu fie așa. Deci, dacă deficitul duce așa, nu știu de unde s-ar putea da bani. Și atunci rămâne varianta unui credit de refinanțare? Rămân în picioare toate variantele. Despre asta am fost și am vorbit la Ministerul Finanțelor, așa, despre soluțiile pentru a reduce din povara datoriei publice în ani în care trebuie să ne concentrăm în special pe ce construim în oraș, pe investiții în oraș, nu pe achitarea datoriei publice. Adică dacă asta ne va limita atât de mult cum o face astăzi, riscurile să ajungem în blocaje Cu tot cinismul posibil, ce înseamnă dacă primăria Piatra Neamț nu-și achită o lună datoriile? Sau două? Nu e cazul să ajungem în situația asta. Clar, trebuie să ne achităm datoriile, dar vreau să facem acest lucru renegociind aceste contracte pe cât posibil. Pentru că până acum băncile și-au văzut banii înapoi. Deci banii s-au primit, banii care s-au împrumutat, slavă Domnului. A fost și o problemă legată de faptul că și aici nu pot să înțeleg eu de ce am îndatorat atât de mult acest oraș. Deci s-au făcut creditele cu perioada de garanție, cu perioada de grație, mă scuzați. Da. Adică de grație, nu plătim 4 ani. Nu plătim și după aceea vedem noi. Da. Și perioada de grație în care nu s-au plătit nici dobânzile. Ceea ce nu pot să înțeleg eu este de ce băncile nu au venit imediat să ceară, domnule, dar stați puțin, conform contractului trebuie să plătiți dobânzile. Depinde care bănci au fost. Băncile s-au mulțumit că se capitalizează dobânda. Astfel, în momentul în care au venit și au simțit ele că gata, s-a îngroșat prea mult gluma și municipalitatea nu a plătit banii pe conform angajamentelor, au venit și au zis gata, vă executăm silit, dobânda capitalizată se adaugă la principal și de aici reeșalonăm și așa. Astfel a crescut extraordinar datoria publică. Aici este marea problemă. Toată lumea spune datorie. Bun, s-a făcut o datorie. Dar după aceea n-a fost gestionată corect nici măcar din punctul de vedere al unei pater familias care vrea să-și facă gardul și să-și cumpere pantofii la copil. Adică n-a fost gestionată corect și lucrurile astea trebuie spuse clar și direct. Dom'le, asta este problema. Îmi dați voie să vă citesc. Oamenii se bucură că sunteți în emisiune și spun așa. Poate să eu vi le citesc rapid că măcar temporar a străzilor unde s-a tras gaz sau mai știu eu ce utilități. Exemplu, Sadoveanu cu Ștefan. Ce v-am spus, intersecția. Vi le citesc. Pe alea tiparului s-au pus containere selective, dar au rămas cele vechi. Iar lumea pune goi în cele vechi. Degeaba s-au mai pus cele selective. Eu vi le spun, dumneavoastră, o să țineți cont de ele. Pe site-ul primăriei, structura monitorului oficial lipsesc local, monitor oficial local, există, dar din diverse rubrici lipsesc foarte multe documente, de exemplu, procesele verbale ale ședințelor de cele nu au mai fost publicate din septembrie. Nu au mai fost decât cele... Încercăm și noi să reparăm gaura acoperită cu prun de pe banda 1 din sensul giratoriu de la Orion. E de acolo de o săptămână și deja e un prag de zrup mașina. Domnul Diaconița, domnul Berbece, când se va rezolva problema grurilor de canal și a reparațiilor care țin o lună sau două a drumurilor din zona respectivă? Cine își asumă aceste lucrări? Și e bine cu același exemplu, giratoriul de la Orion, unde s-au făcut lucrări de canalizare și au rămas locurile. A durat vreo două săptămâni să fie ridicate cele vechi cuștile pe strada Dărmănești, așa că mai durează până le culeg. Cine răspunde pentru aceste lucrări? Mă rog, și acum se ajunge la datorii. Bine, am citit foarte repede ca să vedeți că oamenii sunt implicați. Din punct de vedere al felului în care mi s-a schimbat viața în ultima vreme, primarul răspunde pentru orice problemă care există. Nu, eu v-am ridicat aceste probleme pentru că la rândul dumneavoastră, de exemplu, asta cu gurile de canal, cred că este în atribuțiile contractuale ale unei societăți cu care primăria are contract, Publiservo. Monitorul oficial... Cea mai mare parte a denivelărilor din oraș provin de la lucrări executate de alte companii de utilități care au schimbat conducte, țevi, au intervenit pentru diverse avarii și nu au compactat așa cum trebuie pământul dedesubt.
și nu au executat lucrarea așa cum se prevede prin hotărârile de Consiliul Local care ar trebui respectate în Piatra Neamț, prin care compania să asfalteze și să aducă la starea inițială întreaga bandă de circulație unde au intervenit. Da. Domnul primar, cum stăm cu sărbătorile la Piatra Neamț? Este un an atipic. Este un an în care provocările și constrângerile, sau cuvântul de ordine, a fost restricții și constrângeri. Tot ce am putut face pentru a da această lumină și a menține atmosfera sărbătorilor, de a crea această atmosferă a sărbătorilor, a fost iluminatul public. Pentru că târguri de Crăciun nu vom putea organiza, focul de artificii din noaptea de Reveleon nu îl vom putea organiza. Să spunem că pe după ora 23 este, circulația este restricționată. Este, da. Nu știu dacă se va da vreo derogare de noaptea de Reveleon. Cel mai puțin probabil și nu are sens să angajăm o cheltuială care oricum n-ar fi privită cu ochi buni de toată lumea. Pe de o parte, nu putem organiza manifestări publice. Am primit numeroase solicitări să lansăm acest foc de artificii de pe muntele Pietricica. Este interzis, este ilegal, dăm foc la pădure pentru un moment de bucurie, fie el și trecerea dintre ani. Anul acesta va trebui să sacrificăm focul de artificii și multe alte evenimente care poate ne-ar fi adus bucurie. Așa, între două întrebări. Vi se spune de parcarea din pe strada Iacomin, blocurile 4, M4, M3, spartă și astupată cu balast. Poate aude cineva și se duce acolo și vede. Îmi fac datoria să citesc aceste mesaje pentru că oamenii sunt interesați și vor să fie citite. Deci, da, am înțeles. În orașul Piatra Neamț sunt probleme mari cu parcările. Sunt aproape 400 de locuri de parcare pe care nu le putem onora în fiecare an. Problema este că sunt câteva sute de locuri de parcare la care sau pe care le vom desființa la apelul poliției rutiere, pentru că sunt locuri de parcare făcute fie până în buza intersecțiilor, fie pe în locuri intersecții, care afectează. Da. În intersecții, jumătate motiv pentru care trebuie să înțelegem că nu putem continua cu acest stil. Siguranța în trafic este mai importantă decât locul de parcare. Vom mai avea și proiecte care ne vor afecta numărul locurilor de parcare din oraș. Căutăm zi de zi soluții pentru a avea un număr suficient de locuri de parcare în oraș și a duce mașinile care sunt utilizate mai puțin sau așa către exteriorul orașului, amenajând parcări inteligente și sigure, corelate cu un sistem de transport public cât se poate de decent cât și se poate modern. De decent. Mai avem câteva... este o... acestea sunt proiecte care se vor, ale căror rezultate se vor vedea poate peste 2-3 ani. De asta va trebui să le cer un răgaz pietrenilor și suportul pietrenilor în tot acest interval de timp, să colaboreze cu noi, să urmărească comunicările publice pe care le vom face și să înțeleagă și să promoveze mai departe nevoia de responsabilitate pe care trebuie să o avem atunci când se întâmplă astfel de lucrări. Adică întotdeauna unele schimbări vor veni cu o anumită zonă de sacrificiu. Iar atunci când orașul devine într-un calendar cât se poate de bine gândit, dar devine un șantier, evident că se va crea și o zonă de disconfort. Bun. Până atunci avem două probleme în oraș. Ni se tot trimit mesaje cu străzi. O să vi le trimit pe toate. Fac un print screen și mulțumesc vi le trimit. Mulțumesc frumos. Oricum pentru că nu putem discuta comentarii acum chiar fiecare lucru. Dar două probleme importante. Mă interesează să ne spuneți în ce stadiu se află bugetul. Proiectul de buget. Pentru anul viitor, se lucrează. Da? Și doi,
Când vom avea și noi o primărie cu un executiv complet? La proiectul de buget se lucrează intens. Cert este că îl vom putea avea definitivat după ce vom avea legea bugetului de stat pe anul 2021. În ceea ce privește executivul complet, credeți-mă că mi-l doresc încă din prima zi. Am fost bombardat cu documente, cu situații lăsate mult în urmă și a fost de 3 ori mai mare provocarea, cu atât mai mult cu cât, de regulă, acest volum de muncă era împărțit la 3 oameni, primar și 2 viceprimari și al 4-lea, administratorul public. În cazul până acum era la 3, că un viceprimar nu i se dădea mare lucru de făcut. Da. Dintr-o dată, de toate aceste lucruri și chiar de mai multe, trebuia să ocupe un singur om. Am muncit aproape continuu, de pe 29 octombrie până astăzi, cel puțin 12 ore pe zi. Și nu regret asta, dar am nevoie de viceprimari, în primul rând eu, nu mai spun și orașul. Îmi doresc să se întâmple cât mai repede acest lucru. Până acum nu s-a putut întâmpla din cauza faptului că au fost toți consilierii în mandat. La următoarea ședință de Consiliu Local, care cel mai probabil va avea loc pe data de 21 decembrie, sperăm să fie Consiliul toți Local validați. În efectivul complet, să fie toți consilierii locali validați și să putem trece și la votarea viceprimarilor. În cel mai optimist scenariu, cam când vom avea buget la Piatra Neamț? După ce vom avea legea bugetului de stat. Deci nici măcar nu știm care este scenariul optimist la legea bugetului de stat. Pentru că mie și scenariul optimist mi se pare unul cât se poate de pesimist. Păi de asta vă spun că după calculele mele mai devreme de martie... Exclus avem. Mai devreme de martie și ne întoarcem la vremurile acelea trecute în care făceam bugetul în martie, îl aprobam în aprilie și începeam să discutăm despre el implementare prin iunie și în iulie făceam rectificare de buget. Adică ar trebui cumva să intrăm într-o... Din păcate, acesta este scenariul pe care mergem și probabil în primele luni ale anului vom lucra utilizând raportul de 1 pe 12 din cheltuielile pe anul 2020. Ceea ce înseamnă o altă frână. Absolut. 1 pe 12 trebuie spus pe fiecare capitol. Pe fiecare capitol. Nu pe per total, așa. Norocul nostru, în ceea ce privește executarea și implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile europene, de la bugetul Uniunii Europene, norocul nostru este că proiectele cu fonduri europene nu intră sub incidența. Da, aici se poate rezolva. Deci asta... Trebuie să plecați, vă spun eu că trebuie să plecați. Mulțumesc că mi-ați amintit. Trebuie să convenim că ar trebui la un moment dat să facem o emisiune. Eu văd ce se întâmplă, ce vin mesaje pe probleme concrete. Și poate ar trebui să facem o emisiune așa ca un fel de duplex, noi doi în studio, primăria în direct și când un om ridică o problemă, să vedem ce spune funcționarul sau directorul din primărie care răspunde de zona respectivă. Și pe final vă citesc un mesaj. Vine de la cineva care este, mă rog, o pagină, un site, nu-mi dau seama, informarea corectă a oamenilor din Piatra Neamț cu anumite lucruri. Bună dimineața! Vă rog să-l anunțați pe domnul primar, sunt convins că știe, sunt unele zone din oraș unde trecerile de pietoni sunt făcute aiurea, în sensul că unele sunt prea depărtate, altele prea apropiate. Mi se dau exemple. Bulevardul de ceva, școala 4, până la așa. Așa. Până la Carrefour sunt 3 treceri de pietoni, între Biserica Nouă și Carrefour, Laguna, etc., etc. O să citiți și dumneavoastră mesajul sau cei din primărie. Da. Deci, sistematizarea trecerilor de pietoni din oraș se va face prin același proiect. În baza unui proiect gândit de specialiști în trafic și aceste treceri de pietoni vor fi mult mai bine organizate. De regulă, oamenii s-au amplasat timp de câteva luni prin oraș camere de luat vederi tocmai pentru a vedea pe unde traversează oamenii. Și este cel mai sigur mod de a-ți răspunde eficient și corect la întrebarea unde trebuie montate trecerile de pietoni în oraș. Și în baza acestor studii s-a făcut întregul proiect.
Deci, promit să vă mai... viceprimarie, întrebat. Vin una peste alta, locativ serb și multe alte asemenea întrebări. Eu promit că vă mai invit, dumneavoastră nu știu dacă o să puteți veni, și dar eu să... și să vorbim pe lucruri concrete. Adică să luăm lucrurile, să încercăm să le rezolvăm. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc mult. Vă doresc și dumneavoastră și tuturor celor care ne-au urmărit și ne urmăresc sărbători fericite. Și să dea Dumnezeu ca anul 2021 să fie mult, mult mai bun decât acesta. Așa să fie, cum spuneți dumneavoastră. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Probabil că mâine vom discuta exact pe mesaje și vom încerca să vedem, să mergem să vedem ce ne-a semnalizat dumneavoastră, să luăm imagini și să discutăm aici, eu cu dumneavoastră și eventual să mai sunăm pe cine răspunde despre toate aceste lucruri. Locativ serv, blocul C5, 200 de euro căldura la o garsonieră de 40 de metri pătrați. Un exemplu. Domnul primar, cele bune, o zi bună, oameni buni, la fel, o zi bună. Urmăriți astăzi întâlnirile de la Cotroceni. Cine știe, poate de acolo vine salvarea. Nu vorbesc de ambulanță, vorbesc de salvarea pentru România. La revedere!